Vă rog să ne spuneți cum a început această pasiune, de unde ați primit microbul ăsta de a repara mereu aparate? Păi, cred că de la vârsta de 7 ani, 8 ani, când m-a dus mama de la casa de copii, de la 3 scaune, așa îi spunea, deci, de la orfelinat. Și atunci rămânând singur acasă, ea mergând la serviciu, aveam pe masă un ceas care că funcționa, că nu funcționa. Și atunci, într-o dimineață, când s-a dus mama la lucru, am desfăcut tot, l-am spălat cu apă, cu ce am știut eu, și l-am pus înapoi și de atunci a funcționat ceasul. Și atunci, văzând rotițe, mecanisme, sistem de funcționare, m-a atras spre domeniul ăsta. Și atunci am primit de la un prieten, care acum a plecat în Germania, un aparat de fotografie care și el l-a primit de la o cunoștință. Și atunci noi am fost curioși să vedem cum funcționează. Și atunci tot am luat filme, bani am avut bani pentru soluții, bani nu știu ce, și atunci, până la urmă, a fost că l-am desfăcut tot. Curios. Și l-am pus înapoi. Și de atunci, pasul meu asta pentru film, pentru poze, deci, cam de la 8 ani, așa pot să spun că am intrat în domeniul ăsta. Deci, dumneavoastră desfăceați aparatele să vedeți de ce merge și când nu merge, de ce nu merge. Da, da. Ați urmat și ceva specializare pentru a vă... Tot a fost numai din pură curiozitate. Mai târziu, după ce am terminat, deși pot să spun că aproape non-stop tot am desfăcut pe ele, tot m-am curios de ce funcționează și ce nu funcționează și de ce nu funcționează și de ce s-a stricat și... Câte aparate așa v-au trecut prin mână până acum? Până acum? Domeniul lor, cred că... în jur de 1500-2000, așa. Deci pe care le-am putut să le rezolv. Sunt și pe care nu le puteți să le faceți? Da, atunci clientul o să joacă, dacă nu se poate, rămâne la tine pentru piese de schimb. Și așa mi-am umplut podul cu ele. Aveți colecție întreagă de aparate vechi sau... Deci pot să fac colecție cu ele desfăcute. Deci, cum arată un mecanism în interiorul aparatului. Acum nu mai e așa problemă, sunt multe pe site care și eu încep să le caut. Așa e, electronica asta ne dă de cap, de furcă. Și atunci mai apelăm la internet, posibilitățile care ne dau, dacă nu, nu. Cam asta. Este mai greu să reparați un aparat mai vechi, care nu este digital, sau cele digitale sunt mai cu probleme, să spun așa? Partea mecanică e mai complicată. În ce sens? Că sunt multe roți dințate care sunt combinate. Sunt și în anumite unghiuri frezate dinții cu plaj de 90 de grade, atunci... Deci asta zic că totuși e mai greu. La cele digitale schimb modulul dacă se poate, dacă nu, dacă tot pe partea mecanică și la digitale. Deci dacă lovește omul obiectiv, încerc să îl fac din nou, adică să recondiționez, că fiind din plastic să rupe anumite ghidaje care intră pe canale, care se înfiletează și no, așa le pot face, dar, de exemplu, dacă trebuie schimbat o placă, un display, atunci, sigur, facem comandă și asta numai dacă se găsește și găsim furnizori care să ne vedem. În rest,